colegi, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Deci, sunt eu, Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, colegul nostru, șeful procuror, șef al PC Coxului. Cum și-a fost anunțat, briefingul de astăzi este în contextul crimii care a avut loc la data de 10-7 în sectorul Rășcani al Capitalei, acolo unde cu toții am avut anumite întrebări și circumstanțe dorite de a afla publicului. Am spus și la etapa respectivă că, reieșind din anumite măsuri și examinări care se desfășoară, vor fi etapizate, prezentate publicului pentru comunicare. Eu cred că începem comunicarea. Dacă or să apară în final anumite întrebări, după caz o să încercăm să răspundem, reieșind din limitele și posibilitățile mersului urmăririi penale. Domnul Furtun, vă rog dacă... Da, stimați reprezentanța mass media, vă mulțumesc și eu la rândul meu că ați dat curs invitației. Cred că pentru nimeni nu este o noutate că urmarea omorului din sectorul Șcare, municipiul Chișinău, a fost pornită o cauză penală. Din anumite raționamente tactice, noi nu am făcut publice anumite informații pe această cauză penală, fiindcă riscam să dăunăm, în general, mersul urmăririi penale și rezultatele obținute. Iată că la momentul actual am ajuns la anumite etape când noi putem să dăm cunoștință mass mediei despre rezultatele obținute, despre ce acțiuni de urmărire penală s-au făcut, ce persoane au fost identificate și așa mai departe. Vreau să menționez toată această perioadă, organele urmăririi nu au stat cu mâinile legate, au fost efectuat un volum enorm de acțiuni de urmărire penală și, de fapt, prezentarea care urmează să fie dată curs acuș, a să arăte ce s-a făcut și ce rezultate s-au obținut. În continuare, îi dau cuvântul domnul Cernăuțeanu, care să vă dea detalii din acțiune. Deci, stimați reprezentanți mass media, cunoaștem cu toții că la data de 10 iulie, în sectorul Rășcani al municipiului Chișinău, a avut loc crima propriu-zisă, unde a fost omorât un cetățean de 41 de ani prin împușcătură. Deci, vorbim de cetățeanul Eren Izet, care este cunoscut deja publicului. Acesta, aflându-se în căutare internațională de către Marea Britanie, fiind liderul unei grupări criminale organizate din orașul Londra, Marea Britanie. În mediul online există o serie de articole de presă cu referire la crimele care au fost comise de către cetățeanul sus menționat și conflictele care le avea acesta cu liderul unei alte organizații criminale din Marea Britanie. La fel, tot în mediul online a fost posibil de a extrage un document analitic cu referire la conflictele și incidentele comise de către cetățeanul Eren Izet. Și aici vreau să mai fac o dată o retrospectivă în pofida unor critici și analize care au apărut în spațiul public anterior și să precizez că la momentul când a fost anunțat în căutare internațională cetățeanul Eren Izet, el era pe teritoriul Republicii Moldova și deja era sub monitorizarea organelor de drept. Deci în luna mai 22, cetățeanul respectiv în primă fază a solicitat dreptul la muncă pe teritoriul Republicii Moldova, care a fost refuzat. Ulterior, după ce a fost reținut în conlucrare cu organele din Marea Britanie, cetățeanul respectiv a depus și solicitare de azil. Cu referire la traversările de frontieră care au avut loc, sau venirea figuranților, complicilor și propriu-zis a killerului pe teritoriul Republicii Moldova, precizez că la data de 15-6, Republica Moldova, prin aeroportul internațional Chișinău, cu ruta Larnaca-Chișinău, între doi cetățeni străini, unul care este killerul, o să vedeți în paranteze inițialele, două inițiale, BH și AK, o să explicăm mai târziu ce înseamnă aceste inițiale, și complicile numărul 1 cu inițialele HT. Deci, aceste două persoane au fost preluate de către o cetățeancă a Republicii Moldova, care este al treilea complice în procesul respectiv, cetățeancă a Republicii Moldova, care, conform analizelor făcute pe parcursul mersului urmăririi penale, s-a constatat că, de fapt, este și concubina complicelui numărul 1. La fel vreau să
precizez că aceste două persoane, deci killerul și complicele numărul 1, anterior au mai fost pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste persoane anterior au fost, conform cercetărilor efectuate de către colegi, s-au stabilit că anterior au fost fixați în unele tiruri din Chișinău și vedem extrasele din registrele tirurilor unde mergeau la trageri împreună. Persoana, complicele cu numărul 3, de fapt, a avut un rol aparte, inclusiv preluarea, transportarea anumite deplasări prin municipiul Chișinău. Următorul compartiment este asigurarea logistică sau bicicleta, procurarea bicicletei de către propriu-zis killerul. Evenimentul în ziua respectivă începe cu ora 15:20, atunci când killerul se deplasează în direcția unui centru comercial. La 15:36, de fapt, achiziționează bicicleta din centru comercial, unde refuză de a da datele pentru a beneficia de anumite reduceri și, în același timp, nici nu dorește obținerea garanției pentru bicicletă. La o perioadă foarte scurtă de timp, părăsește centrul comercial și se deplasează spre direcția Botanica, unde este fixat în direcția, pe locația Dacia cu Hristobotev. Rolul complicului numărul 1. Deci, acesta a avut câteva roluri importante. În primul și în primul rând este cetățeanul care, conform cercetărilor, s-a stabilit că a utilizat două cartele, una cu plus 90 și una plus 373. De pe cartela cu plus 90, prin intermediul aplicației Airbnb, asigură închirierea unui apartament în sectorul Rășcanina, de adiacentul locației unde a avut loc crima, iar prin intermediul cartelei 37+373 are comunicări cu proprietarul apartamentului și la fel cu figuranta sau cu complicile numărul 3 cu care asigura anumite procese de comunicare în domeniul, în comiterea crimei. La fel, conform cercetărilor, s-a constatat că complicile numărul 1 dețineau un apartament în adiacentul locației unde a fost comisă crima, cu vizibilitate de la balcon către locul nemijlocit al crimei, pe balconul căreia era instalată cameră video de monitorizare care se monitoriza toată locația respectivă. Deci, dar precizez că ei nu locuiau în acest apartament este dat în chirie altor persoane. Complicile numărul 1 părăsește teritoriul Republicii, îmi cer scuze, aici încă un detaliu, în perioada 28-30-6, complicile numărul 1 închiriază un mijloc de transport de la Orient Car în Chișinău, cu ajutorul căruia, împreună cu killerul, asigură recunoașterea teritoriului în zona respectivă. Deci, aproape 3 zile, continuu, sunt fixați în locațiile și traseele adiacente. Precizez că mijlocul de transport avea fixat GPS-ul, care ne-a ajutat foarte mult pentru a stabili absolut toate locațiile. La data de 3-a 10-a, complicile numărul 1 părăsește teritoriul Republicii Moldova cu zborul spre Istanbul. Apare complicile numărul 2. La data de 7-a 7-a, în Republica Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, intră al treilea cetățean străin. Precizez, vine din direcția Germania. La data de 3-a 7-a, intră prin Vama Petea, din direcția Ungaria, în România. Se află 4 zile în România. La data de 7-a 7-a, la orele amiezii, 13:52, închiriază un mijloc de transport din Iași. Deci, fim atenți, vine cu un mijloc de transport model nou, modern, din Germania până în România. În România închiriază alt mijloc de transport la data de 7-a 7-a, la orele 13:52, și tot în aceeași zi, la data de 7-a 7-a, prin Vama Leușeni, intră în Republica Moldova. Este întâlnit de către cetățeanul cu inițialele BH, deci killerul propriu-zis, unde sunt fixați
regulat pe parcursul următoarelor zile împreună în diferite locații ale Chișinăului, inclusiv în apartamentul care, după plecarea complicelui numărul 1, a rămas în folosință către killer și unii rămâne în continuare cu figurantul cu complicele numărul 2. Următoarea etapă avem, de fapt, ziua comiterii omorului. Prima imagine video care a apărut și în spațiul public este orele 11:15. Dacă o să ne uităm din dreapta spre stânga, merg acțiunile într-o circumstanță, și dar vedem stânga bicicleta, prima traversare, strada Kiev, petrecerea de pietoni. Deci 11:31 avem omorul propriu zis. La 11:32 killerul deja se deplasează spre direcția pădurii din sectorul Rășcanovca al capitalei. Astfel, la 11:35 killerul este fixat de camerele de luat vederi pe strada Braniște, iar la un interval foarte scurt de timp în aceeași zonă este fixat mijlocul de transport închiriat din Iași cu care a venit cel de-al treilea complice, unde se intersectează în acea zonă. Astfel, la 11:39, mijlocul de transport deja se deplasează pe Aleco Rousseau, direcția Ciocana, ca la orele 12:15, deja mijlocul de transport este fixat pe șoseaua Balcani, iar la orele 13:36, deja este traseul Leușeni, deci practic ajuns la vama Leușeni. Cât ține de killer, imediat după intersectare de la orele 11, aproximativ 11:35-36, la orele 11:52 este fixat cum intră în scara blocului unde era închiriat apartamentul, iar la orele 12:26 părăsește apartamentul închiriat. La 12:33 este fixat pe calea Moșilor, iar la orele 12:46 deja este fixat cum intră în gara de nord. Cât ține de părăsirea teritoriului Republicii Moldova de către cele trei persoane, deci killerul, complicele 1 și complicele 2. Cum am spus ceva mai sus, complicele numărul 1 a părăsit teritoriul Republicii Moldova la data de 3-7 cu ruta Chișinău-Istanbul. Complicele numărul 2, cel care a închiriat mijloacele de transport și a asigurat procesul de deplasare aici, părăsește teritoriul Republicii Moldova la data de 10-7, deci prin punctul de trecere a frontierei Leușeni, la orele 14:50. La orele 17:55, auto deja este predat la parcarea din Iași, iar la a doua zi, la data de 11:07, orele 11:46, părăsește teritoriul României, la fel prin vama Petea, deci punctul de trecere a frontierei cu Ungaria, vama Petea. Killerul, la data de 10:07, orele 13:30, are loc îmbarcarea în rutiera care se deplasează spre Iași. La 16:25 a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin vama Sculin. În aceeași zi, la orele 19:50, prin aeroportul din Iași, pleacă spre direcția Bergamo. Ceea ce am spus anterior despre inițialele care apar, conform informațiilor operative și schimbului de date care a fost asigurat cu partenerii din afară, persoana din poză, de fapt, nu este cetățeanul cu numele BH, așa cum a apărut și în spațiul public. Este o identitate furată, cum am putea spune. Inițialele sau numele acestuia este altul cu inițialele AK. Deci, imaginea din poză este a persoanei propriu-zisă a killerului, dar datele sunt, de fapt, ale unui alt cetățean, care, de fapt, se aflau, cum am spus ceva mai sus, în acțiuni de conflict cu altă grupare criminală, încă din anul 2009, iar acest
lider al grupării criminale cu inițialele AK, care de fapt este și killerul, de fapt a stabilit sau a declarat răzbunare lui Ireni Z încă din 2012, când ultimul l-a omorât pe fratele killerului. Și acestea de fapt a fost o parte a acțiunilor care s-au desfășurat. Țin să precizez că și la moment sunt o serie de măsuri în parteneriat, dar despre ulterioarele măsuri o să-l rog pe domnul Furtună ca să vorbească. Da, vă mulțumesc mult. De fapt, cum și-am spus anterior, imediat după săvârșirea omorului, organele de drept s-au autosesizat. A fost pornită o cauză penală conform articolului, chiar la data 10 iulie, a fost pornită urmărire penală în cauză penală, conform articolul 145, alineatul 2, litera I și, I și P din codul penal, adică omorul unei persoane, săvârșit de 200 persoane și la comandă. Pe data imediat după, după pornirea urmăririi penale, această cauză penală a fost retrasă în exercitare la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și, prin ordonanța Procurorului General, a fost constituit un grup mixt de urmărire penală compus din ofițeri și procurori din cadrul PCCOX, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigații din cadrul INI și de la Direcția de Poliție Municipiului Chișinău. De fapt, menționez că practic, la câteva zile după săvârșirea omorului, organele drept practic era foarte clară imaginea infracțiunii, rolurile persoanelor și mai departe. Dar, din anumite raționamente tactice, s-a decis ca nu spune publicului larg această informație, periclitam, fiind exista riscul să periclităm mersul urmării penale și, în general, să obținem căroriva rezultate pozitive. Astfel, la data de 5 august 2024 a fost identificat, au fost acumulate probe absolut suficiente pentru anunțare, pentru punere sub învinuire a executorului nemijlocit a săvârșirii infracțiunii și a celor doi complici, care au fost puși sub învinuire pentru autorat la omor și respectiv complicitate la omor. Pe privința persoanelor a fost emis ordonanța, anunțați în căutare internațională, cu aici presupune cu emiterea câte o mandat de arestare preventivă. La data de 30 august 2024, unul din complice, adică complicele numărul 1, a fost reținut pe teritoriul Marii Britanii. La momentul actual urmează să clarificăm procedura dacă este posibilă sau nu extradarea acestuia. În caz contrar, legea ne dă mai multe alternative de acțiuni care urmează să fie făcute. La ziua de ieri, complicele numărul 3, care a fost menționat aici, a fost efectuate percheziții la domiciliile și automobilele acestuia și a fost reținut pentru 72 de ore. În continuare urmează să fie emisă o ordonanță de punere sub învinuire pe numele persoanei și decisă măsură preventivă care urmează să fie aplicată. La moment, pe caz menționăm că pe toată această perioadă de timp au fost efectuate peste 150 de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație. Ați văzut, practic, că organul de urmărire penală este a reconstituit tabloul crimei și acțiunile de mai departe a făptuitorilor pe minute, practic. În continuare, menționăm că foarte mult rugăm ca să ne dea posibilitatea ca să investigăm în continuare, fiindcă cercul, noi suntem siguri că cercul tuturor persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunii nu se limitează doar la aceste persoane. În continuare, urmează să aibă loc de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, inclusiv în colaborare cu organele de drept a altor țări. Și toată această perioadă este important de menționat că persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până când nu va exista o sentință definitivă pe numele acestora. Eu ce vreau să menționez în final, cu certitudine fiecare are rolul său și cumva complicitatea sa. Cu permisiunea procurorului, domnul procuror, o să menționez că persoana care se află la moment în custodia organelor de drept conlucrează și are un rol important în documentarea acestui caz, cu atât mai mult că cumva a avut și un rol și după comiterea infracțiunii, contribuind la distrugerea anumitor probe. Dar este important că la moment persoana conlucrează cu organele de drept în procesul de documentare. Și, bineînțeles, pe aceeași platformă aș dori să mulțumesc pentru cooperarea și conlucrarea care am avut-o
atât colegilor din cadrul poliției, vorbim aici de Inspectoratul Național de Investigații, Direcția de Poliție Chișinău și Inspectoratul Rășcanovca, sub tutela Procuraturii în ansamblu, acolo unde a fost, am putea spune, primele 3 săptămâni, 24 din 24, toate probele video ridicate și examinate și fără odihnă. Și nu în ultimul rând țin să mulțumesc partenerilor din afară care au avut un schimb de date și informații continuu cu organele de drept din Republica Moldova, atât cu referire la faptele, deoarece vedem că au fost anumite schimburi de transport și așa mai departe, cât și informațiile relevante despre persoanele care aveau un interes sporit pentru mersul urmăririi penale aici la Chișinău. Dacă sunt întrebări, eu vă rog foarte mult. Completez și eu doar un moment, mulțumesc, domnule. Menționăm că pentru infracțiunea care le este incriminată, adică omor alineatul 2 cu agravanta litera I și de 200 persoane și la comandă, persoanele riscă o pedeapsă de la 15 la 20 de ani de închisoare sau detențiune pe viață. Și eu la rândul meu țin să mulțumesc pentru colaborarea fructuoasă tuturor organelor care au fost implicate și într-adevăr a fost făcut, după cum am menționat anterior, un lucru enorm. Persoanele s-au dedicat investigării acestei fapte, că mai mult, cu atât mai mult, că este mulțumim și colegilor de peste hotare care au contribuit activ și au livrat informații pentru a putea identifica persoane, pentru a putea identifica traseele, pentru a putea identifica identitățile reale acestor persoane. Într-adevăr, la momentul actual, avem, încă o dată vă spun că avem un anumit rezultat, dar investigația continuă și încă în continuare, după caz, vom ieși cu comunicate în presă și vom da detalii despre ce s-a urmat mai departe, inclusiv chiar soarta acestor persoane, care am spus, unul este reținut la momentul actual în Marea Britanie, a doua persoană este reținută în Republica Moldova. Da, Angelina Ungureanu, TVR Moldova. Deci vreau să ne spuneți mai multe detalii despre cetățeanul Republicii Moldova, complicele numărul 3, și din informațiile noastre cunoaștem că ar fi membru al blocului Victorie, bloc creat de Șor la Moscova. Vreau să ne spuneți dacă este adevărat acest lucru și ce mai exact, pe ce articol este reținută această persoană. Mersi. Deci articolul a precizat și domnul Fortună care este temeiul reținerii persoanei, cât ține de unul din subiecții care are rolul în această infracțiune. Noi examinăm acum și comunicăm despre o infracțiune propriu-zis care a fost comisă, afilierea unora sau altor persoane la anumite grupări sau partide, chiar aici nu știu cum am putea să nu este exclus că cineva, oricare crimă care este implicat să fie figurant pe sau să fie subiectul sau membru al unui partid, dar noi aici vorbim de o crimă, de un omor care am examinat prin prisma celor patru elemente, subiect, latura subiectivă, obiect, latura obiectivă, a unei infracțiuni de omor și nu cu afilierile sale. Deci, noi vorbim că avem un cetățean al Republicii Moldova figurant în cauza respectivă. Deja noi examinăm complicitatea sa în cadrul omorului. Cât ține de apartenența sa în alte activități politice sau de alt gen, deja rămâne pe alt segment de undă. Dacă are antecedente penale, dacă a fost anterior judecată. Conform sistemului informațional al registrului, nu a fost anterior condamnat, mai mult ca atât, persoana avea și permis de port armă. Deci, vreau să ne spuneți despre complicele numărul 1, ați declarat că ați cerut extradarea acestuia. Cât de important este ca persoanele vizate să fie aici cercetate penal în Republica Moldova și dacă va fi un impediment refuzul de extradare al acestora? Nu am menționat că am cerut extradarea, am menționat că persoana a fost reținută în Marea Britanie. Urmează, aici sunt mai multe reguli, sunt anumite tratate internaționale, inclusiv la care Republica Moldova este parte și regula generală este că țara nu-și poate extrada proprii cetățeni. Urmează să vedem dacă persoana are cetățenie în Marea Britanie, nu are cetățenie, dacă nu o are, este un algoritm de acțiune mai departe, dacă o are, este alt algoritm.
Există posibilitatea extrăderii acestui în Republica Moldova într-o situație, în caz contrar, inclusiv este posibilitatea de transfer de procedură, adică cauza penală urmează să fie transmisă autorităților statului respectiv pentru ca persoana să fie trasă la răspundere penală acolo. Dar asta nu înseamnă că persoana, fiind ascunsă într-o țară sau în alta, poate el o da răspundere penală. Oriunde nu s-ar duce, oricum persoana este anunțată în căutare cu un mandat de arest internațional, care orice țară care este membra acelor tratate este obligată să-l pună în executare, inclusiv Marea Britanie. Respectiv, aici urmează independență de rezultatele opțiunii, fiindcă acțiunea a fost recent, cooperarea internațională este o chestiune un pic mai lentă în timp, urmează să vedem independență de răspunsul colegilor din Marea Britanie, ci cum procedăm mai departe. Eduard Maciac, politic medie, spuneți-ne, domnul Cernăuțeanu, societatea a rămas oricum uimită la acel moment când a fost înfăptuită crima, legat de faptul că killerul a părăsit destul de repede Republica Moldova și vă întreb dacă a fost posibil reținerea lui prin consim la frontieră. Dumneavoastră ați spus că el a plecat prin Iași, aeroportul Iași de asemenea are un filtru. Dacă ați conlucrat cu colegii din România pentru a-l reține, cum a fost posibil ca el să părăsească așa de repede Republica Moldova? Mersi. Deci, cu siguranță, planificarea acestuia a fost făcută din timp și nu vorbim doar de aspectul de pregătire sau plecarea acestuia, dar și venirea și aflarea pe teritoriul Republicii Moldova și vedem că și ceilalți complici au avut bine stabilit rolul și condițiile de plecare. Cu siguranță, imediat după momentul comiterii crimii a fost anunțate procedurile noastre interne pentru localizare și dar țin să amintesc că la acea etapă nu cunoșteam decât o persoană care nu aveam nici imaginea feței, nu aveam nici o constituție ca să o putem deduce cine este acea persoană. Deci lucram, aveam anumite ipoteze pe care se lucra și bineînțeles că a fost orientat că lucrăm pe toate persoanele cu astfel de semnalmente și cu astfel de criterii care caracterizează persoana. Dar trebuie să înțelegem că noi, abia la un interval scurt, dar deja el reușise să urce și în avion, am dedus cine este persoana respectivă, unde am avut un schimb foarte activ și cu colegii din România, dar am spus în primă fază, în ziua respectivă, din Republica Moldova, cetățeni străini, au ieșit câteva zeci. Deci, în primă fază, era mult prea dificil ca să deducem cu atât mai mult că toți au utilizat cetățenii europeni. Și dacă îmi permit, pot să mai completez. După cum și v-am arătat prezentarea, este o infracțiune planificată în cele mai mici detalii, cu implicarea mai multor jurisdicții. Când acțiunile infracționale nu au avut loc doar pe teritoriul Moldovei, urmează să vedem inclusiv calificarea acțiunilor altor persoane. Este foarte complicat în asemenea situații când persoanele au folosit identități false, au folosit apartamente conspirative, au planificat traseul săvârșirii faptei, traseul retragerii, prin ce loc a fost retragerea, au schimbat mijloacele de transport, au planificat inclusiv cu procurat arme, alte mijloace pentru ca să le faciliteze săvârșirea infracțiunii, părăsirea locului infracțiunii. A fost foarte dificil de a identifica și de a cumva să prognozeze acțiunile persoanelor. Au fost acțiuni planificate în cele mai mici detalii. Respectiv, era practic, după punctul meu de vedere, imposibil într-o perioadă. Ați văzut că persoana, după comite infracțiuni, el la două ore deja nu mai era pe teritoriul Republicii Moldova. În situația în care ai doar un chip de persoană care nu ai fața, nu ai identitate, nu ai semnalmentele și mai departe, eu cred că nu doar organele Republicii Moldova nu ar fi putut face față într-un asemenea tip și la o asemenea planificare, dar cred că și alte organe, nu știu, dacă nu dea domnul să mai avem asemenea scenarii și să testăm acțiunile altor organe, dar nu cred că ar fi posibil. Bună ziua! Felicia Ganev, ziarul de gardă. Domnule Cernăuțeanu, domnule Furtună, vă rog să ne spuneți cu referire la complicele numărul 3, care sunt acele probe sau de ce natură sunt acele probe pe care le-a distrus? Uh.
Deci, în afară de faptul că a avut rolul care l-a avut, am spus, probele video sunt o parte din ceea ce s-a adunat ca probatoriu în cadrul mersului urmăririi penale. În același timp, ea a avut și un rol aparte. O să vă dau un simplu exemplu. Unele din probe care erau și asigurau documentarea sau ușurarea procesului de realizare a omorului respectiv, după momentul crimei, nemijlocit, complicele trei a asigurat distrugerea acestora. Armă sau... Deci vorbim de o parte din mijloace care au fost utilizate la comiterea crimei, au fost distruse de către complicele numărul 3. Da, ați vorbit despre conlucrarea cu autoritățile din Marea Britanie. Se vorbea la acel moment, imediat după câteva zile de la înfăptuirea crimei, că trebuiau să vină niște experți din Marea Britanie să vă ajute. Dacă au fost aici și dacă nu? Deci, cu colegii din Marea Britanie au fost câteva schimburi, inclusiv au fost, nu doar o dată, au fost de două ori aici la noi. La fel și ei au beneficiat de o serie de informații care le-am acumulat noi și erau relevante și pentru anumite acțiuni ale lor în Marea Britanie. Și la moment avem un schimb foarte activ de date pe acest proces. Dar țin să precizez că tot ce ține de prezentarea care a fost aici a fost o proporție majoritară a muncii colegilor de aici, de la Chișinău. Anumite date care ne erau cunoscute că nu se pot compila sau nu apar ca relevante, reale în acest proces, se cerea o conlucrare din străinătate ca să ne se confirme ceea ce noi bănuim și ca de obicei în toate situațiile am avut dreptate și s-a confirmat care erau bănuielile noastre. Acum analizând toate circumstanțele, știind deja unde au fost lacunele, totuși această infracțiune, crimă, putea fi prevenită pe teritoriul Republicii Moldova? Deci, noi, ca să spunem, prevenirea unei crime pe teritoriul Republicii Moldova de genul ăsta, noi ne dorim ca să putem preveni orice crimă și să lucrăm la prevenirea acestora, dar țin să amintesc că aceste două grupări și killerul respectiv este căutat atât de Marea Britanie cât și de Turcia, anume pentru crime similare. Deci, acest killer este figurant și în alte cauze penale, în alte state, pentru același tip de infracțiune. Cu siguranță, ca să spun acum că, iată, putea fi prevenit dacă cetățeanul RNZ nu era pe teritoriul Republicii Moldova. Este cu un act de identitate european. Actul este eliberat, deci precizez, actul nu este fals, este furată identitatea. A fost furată identitatea și utilizată, eliberat de o autoritate națională a unei țări care a perfectat acest act cu anumite date, doar cu imaginea killerului. Deci nu a fost falsificat actul. A fost un act perfectat într-o autoritate națională a unui stat. Deci a fost un act care în primă fază era absolut cu toate cerințele și standardele de securizare și să amintim că el nu a traversat doar frontiera Republicii Moldova. El a traversat și alte state europene și a circulat, am amintit, a mai fost și anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, el nu era la prima venire pe teritoriul Republicii Moldova. Încă o întrebare, vă rog. Deci, ultima destinație din prezentare, vedem că killerul era în Italia, Bergamo. Acum știm unde este, sau știți dumneavoastră unde este acesta? Dacă am știut multe țări. Deci, cu siguranță, vreau să spun că avem un schimb de date cu partenerii, dar eu cred că aici este o limită la care noi putem să comunicăm și să furnizăm anumite informații pentru a nu prejudicia ce mai departe anumite acțiuni.
Dacă mai sunt întrebări, dacă nu sunt, noi vă mulțumim foarte mult. Deja domnul Afetico, datele care vor fi necesare și vor fi utile noastre, vă le-a furnizat suplimentar. Mulțumesc mult!